Aș vrea să vă chem să citim mai întâi cuvântul din Luca, capitolul 5, și așa cum obișnuim din respect pentru cuvântul citit, vă rugăm respectos să vă ridicați. Evanghelia după Luca, capitolul 5, vom citi despre pescuirea minunată. Pe când se afla lângă lacul Genezaret și îl îmbulzea norodul ca să audă cuvântul lui Dumnezeu, Iisus a văzut două corăbii la marginea lacului. Pescarii ieșiseră din ele să-și spele mrejele. S-a suit într-una din aceste corăbii, care era a lui Simon, și l-a rugat să o depărteze puțin de la țărm. Apoi a șezut jos și învăța pe noroade din corabie. Când a încetat să vorbească, a zis lui Simon: depărtează-o la adânc și aruncați-vă mrejele pentru pescuire. Drept răspuns, Simon i-a zis: învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar la cuvântul tău voi arunca mrejele. După ce le-au aruncat, au prins o așa de mare mulțime de pești că începeau să li se rupă mrejele. Au făcut semn tovarășilor lor care erau în cealaltă corabie să vină să le ajute. Aceia au venit și au umplut amândouă corăbile, așa că au început să se afunde corăbile. Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Iisus și i-a zis: Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Fiindcă l-apucase spaima pe el și pe toți cei ce erau cu el, din pricina pescuirii pe care o făcuseră. Tot așa și pe Iacov și pe Ioan, fiul lui Zebedei, tovarășii lui Simon. Atunci Iisus i-a zis lui Simon: nu te teme, de acum încolo vei fi pescar de oameni. Ei au scos corăbile la mal, au lăsat totul și au mers după el. Amin. Mulțumesc, dragii mei, vă rog să vă reașezați, să stați în prezența Domnului. Scumpă Biserica Domnului, în această seară am intitulat predica pe care vreau să o rostesc în numele Domnului: dublă calificare. M-am gândit la acest titlu fiindcă Petru era un pescar pe care l-a chemat Domnul Iisus și i-a spus: omule, o să te fac un alt fel de pescar, o să te fac pescar de oameni. Până acum ai pescuit pești, de acum încolo vei pescui oameni pentru împărăția mea. Considerând această dublă calificare pe care Petru a dobândit-o, prima este profesia cu care el și-a câștigat pâinea pentru familie, cea de-a doua este chemarea lui de a fi apostol al Domnului Iisus Hristos și unul dintre cei mai proeminenți predicatori ai Bisericii Primare. Trebuie să acceptăm, frați și surori, că Mântuitorul Iisus Hristos este modelul slujitorului înțelept, echilibrat, eficient, împuternicit, dedicat, plin de sacrificiu. El este un model de slujire pentru orice generație, pentru orice situație. Scopul lui suprem a fost să împlinească absolut cu orice preț interesele împărăției lui Dumnezeu și misiunea pe care a primit-o de la Tatăl atunci când a răspuns la întrebarea: cine va merge pentru noi? Și el a spus: iată-mă, trimite-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Toate dificultățile pe care le-a întâlnit în îndeplinirea acestei misiuni au fost depășite de urgența și de importanța misiunii pe care el a acceptat-o. În Luca, în capitolul 4, versetul 43, el spune, vorbind despre imperativul slujirii: trebuie să vestesc Evanghelia. Trebuie să vestesc Evanghelia. Este obligatoriu pentru mine. Pavel spunea, referindu-se la același trebuie: vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia. Domnul spune: trebuie să vestesc Evanghelia lui Dumnezeu. Atunci când un slujitor al Domnului
înțelege urgența și importanța slujirii înaintea lui Dumnezeu. Își înțelege chemarea lui Dumnezeu. Atunci, orice piedică cu care se va confrunta în slujire va fi depășită. Pentru că niciodată Dumnezeu nu trimite pe cineva să slujească fără ca să nu-i dea însoțirea și împuternicirea de care va avea nevoie în procesul slujirii. Dublă calificare. V-ați gândit vreodată că fiecare dintre noi ne-am învățat în prima parte a vieții să lucrăm ceva pentru ca să ne câștigăm pâinea? Când eram în clasa noua, a trebuit să plec de la școală, să renunț după primul trimestru, pentru faptul că mi-am dat seama că n-o să pot sta la școală neavând cine să mă întrețină, fără părinți, cu o bunică oarbă care avea o pensie de 150 de lei de la CAP-ul, asta însemna foarte puțin, mi-am dat seama că nu pot să termin școala și am abandonat liceul și am mers să mă angajez într-un șantier naval, unde pentru o vreme am lucrat mecanic, apoi și sudor și puteam să le fac pe amândouă așa cât de cât. Apoi m-am întors la școală după ce m-am căsătorit cu Carmen și viața a continuat. Ce vreau să vă spun este că uneori trecem de la o profesie la alta și unii dintre noi se pricep la mai multe lucruri, mai ales cei care lucrează în construcții sau în alte domenii. Îl observăm pe Petru, o persoană pricepută în pescuirea peștilor. Domnul Iisus, observați că lucrează pe această profesie de bază, însă îi schimbă direcția și îi spune: tu o să fii pescar de oameni. Privind la această schimbare a direcției în viața lui Petru, aș vrea să observăm textul acesta care ne vorbește și nouă și să desprindem câteva învățături de care avem nevoie în viața noastră de umblare cu Dumnezeu. Primul gând pe care vreau să-l transmit este faptul că Mântuitorul folosește orice împrejurare ca să predice Evanghelia. Intenția Mântuitorului de a predica Evanghelia către oameni se confruntă cu multe dificultăți. În textul pe care l-am citit, observăm că Domnul Iisus apare în mijlocul acestor pescari dimineața. Pescarii au încercat toată noaptea să prindă pește. Pescarii spun că noaptea se prinde peștele la adânc, iar ziua la apă mai mică. Și observați că dimineața Domnul merge în mijlocul lor, în timp ce ei și toți ceilalți care erau în jur erau ocupați, erau preocupați să-și câștige pâinea cea de toate zilele. Ei nu aveau timp de discuții. Evreii nu erau ca și grecii care căutau un grup de oameni cu care să stea de vorbă și să afle ceva nou. Fiecare purta după el ceva pe care se urca ca să fie văzut de oameni și aștepta fiecare să-i vină rândul și să vorbească adresându-se celorlalți. Evreii nu erau așa. Apoi o altă piedică era faptul că pescarii aceștia munciseră toată noaptea. Erau și amărâți că n-au fost răsplătiți cu niciun rod, n-au prins nimic, acum erau flămânzi, erau însetați, erau obosiți, așteptau să meargă acasă să doarmă. Mai mult de atât, înainte să facă lucrul ăsta, trebuia să-și spele instrumentele de pescuit, plasa aceea mare care o trăgeau după barca lor, năvodul. Acum era agățat tot felul de ierburi, tot felul de resturi și plasa aceasta trebuia curățată și așezată într-un anumit fel pentru ca să poată fi lăsată în apă, aruncată în apă în noaptea următoare pentru pescuire. Mai mult de atât, Domnul Iisus are intenția să se adreseze oamenilor, dar zgomotul valurilor se auzea puternic și nu era un loc potrivit pentru a comunica, fiindcă vocea lui nu se auzea. Observați, vă rog, că există o distanță de la corabia în care Domnul urcă puțin mai târziu și încearcă să vorbească oamenilor care erau pe mal. Sau Domnul s-a gândit și la un posibil refuz al pescarilor. Oamenii ăștia erau obosiți, oamenii ăștia erau supărați. E ca și cum muncești o vreme și nu-ți plătește nimeni pentru ce ai muncit. Sigur că nu mai ai chef de glumă, n-ai chef de râs, n-ai chef de nimic. Ai sperat muncind să primești un bănuț, să te duci acasă cu pâine la copii și la nevastă. Și acum, după muncă, după osteneală, ai rămas cu mâna goală. Sigur că nu ești într-o stare tocmai confortabilă.
Însă Mântuitorul folosește orice oportunitate, dar și orice adversitate, pentru a împlini interesele lui Dumnezeu și pentru a predica Evanghelia. Și uitați cum procedează Domnul. Primul lucru pe care îl face este să folosească discernământul. Și zice Biblia în versetul 1, pe când se afla lângă. Lângă ce? Trebuie să acceptăm că expresia aceasta se pretează la două feluri de lucruri. Se afla lângă un lucru rău și atunci trebuia să se îndepărteze de el, sau se afla lângă un lucru bun și atunci trebuia să se apropie de el. De câte ori nu ne aflăm noi lângă un om rău, lângă un loc rău, lângă o împrejurare rea, soluția este să ne îndepărtăm. Fiindcă răutatea care este în omul acela, în locul acela sau în împrejurarea aceea, ne va afecta dacă noi vom merge prea aproape. Întotdeauna când suntem lângă ceva care este rău, trebuie să ne îndepărtăm. Nu-i locul nostru acolo, nu-i treaba noastră acolo. Nu are rost să ne complicăm viața, să ne pierdem timpul, să ne consumăm energia și să fim văzuți de oameni sau de Dumnezeu într-un loc care nu se potrivește cu statutul nostru. Dar, alte ori, ne putem afla lângă un loc bun. Dacă ne aflăm lângă o biserică, e bine să intrăm în biserică. Dacă ne aflăm lângă o familie de frați, este bine să facem o rugăciune cu ei. Dacă ne aflăm lângă cineva care are nevoie de ajutor, este bine să tragem pe dreapta și să dăm o mână de ajutor, fiindcă întotdeauna creștinii au oferit ajutor. Dacă ne aflăm lângă Domnul, este bine să venim și mai aproape de El și să ne lipim de El. Observați că Domnul este lângă mare și ceea ce face Domnul este pur și simplu să se ducă la apă, la lac, la marea aceasta și să folosească oportunitățile care sunt acolo. Care sunt oportunitățile? Imaginați-vă cel puțin două dintre ele. Prima, Domnul era înconjurat de oameni fiindcă era la loc larg. Nu exista niciun obiect ca să se așeze cu spatele la el și să-și acopere spatele, să nu mai aibă oameni în spate. Atunci când vorbești, e bine să nu ai oameni în spate. Dacă totuși ai oameni în spate, trebuie să te învârți, trebuie să-i privești pe toți. Zilele trecute am fost pe un stadion în România, în Suceava, și pentru că au fost foarte mulți oameni, erau pe trei părți oameni. Cea de-a patra parte era goală, fiindcă urma să se prăbușească și administratorii n-au lăsat oamenii să intre acolo. Dar a fost așa de greu că trebuia să mergi în partea asta să vorbești, trebuia să te muți în partea asta să vorbești și trebuia să te muți și în partea asta să vorbești. Și te plimbai și făceai două lucruri, predicai și te plimbai. Ei, Domnul Iisus Hristos era înconjurat de oameni și ar fi trebuit să se învârtă. El căuta ceva ce să-i acopere spatele și a mers la apă, s-a așezat cu spatele la apă și a început să le vorbească oamenilor. Și dintr-o dată spatele lui a fost asigurat. Al doilea lucru este faptul că el s-a urcat într-o corabie, i-a zis lui Petru, depărtează-o puțin, nu mult, și de acolo a început să vorbească. Dumneavoastră știți că apa amplifică zgomotul și devine un sistem de sonorizare, mai ales dacă este în semicerc, cum erau golfurile de pe marea unde era Domnul Iisus Hristos, vocea lui era amplificată și era ușor auzită de oameni. Domnul a fost aproape de aceste oportunități și a folosit discernământul și a intrat în posesia lor. Fraților, proprietatea asta din spatele nostru este aproape de noi. Noi dacă nu cumpărăm această clădire, noi alta nu mai cumpărăm, că n-avem ce face cu ea. Biserica aceasta, satelitul ăsta al lui Harvard, nu va fi niciodată probabil de vânzare. De asemenea, clădirea asta de insurance, probabil că niciodată nu va fi de vânzare. Strada, niciodată nu va fi de vânzare. Noi putem să găsim o clădire ieftină peste două blacuri, dar ce o să facem ca să unim biserica noastră cu clădirea aceea? O să facem un tunel subteran sau unul pe deasupra? Bucata asta de pământ este aproape de noi. Și dacă dăm gardul ăsta la o parte, dintr-o dată nu mai știi unde a fost clădirea veche și unde e clădirea nouă. Devine aceeași proprietate. Noi trebuie să ne folosim discernământul și să apreciem această oportunitate ca fiind unică. Domnul Iisus Hristos a fost aproape de un loc unde să-și acopere spatele și l-a folosit.
A fost aproape de apă care amplifică vocea lui și o face puternică și auzibilă și a folosit-o. Domnul a înțeles că trebuie să folosească oportunitățile pentru a predica Evanghelia și n-a pierdut oportunitățile pentru că a fost înțelept. Și noi, frați și surori, dacă găsim un deal bun atunci când facem o afacere, încercăm să nu-l pierdem, pentru că suntem aproape să facem o afacere bună. Domnul a fost aproape de și a folosit zona apropiată în avantajul împlinirii intereselor sale. Noi suntem aproape să punem mâna pe clădirea aceasta, să nu cumva să ne scape. Trebuie neapărat să rezolvăm problema aceasta. E misiunea noastră. E misiunea noastră și Dumnezeu să ne ajute. Apoi Domnul, nu numai că și-a folosit discernământul, dar Domnul a folosit oportunitățile. Scriptura ne spune, Iisus a văzut două corăbii. Văzând două corăbii, Domnul și-a asumat că cel puțin una dintre ele îi va permite ca să devină un amvon pentru el. El și-a asumat și faptul că dacă se va urca într-una dintre ele, pescarul ăla nemulțumit că n-a prins nimic îi va spune, nu te supăra pe mine, învățătorule, sunt supărat, sunt obosit, lasă-mă în pace că eu nu mai desleg corabia, e spălată, e aranjată, e bine legată la țărm, nu vreau să o dezleg, să o depărtez la adânc. Însă Domnul a văzut două corăbii și a spus, cel puțin una mă va primi. Și a gândit pozitiv, putea să zică, nu mă duc, n-are rost să încerc, s-ar putea ca să nu mă primească niciuna. Așa fac oamenii care sunt pesimiști. Oameni care nici măcar nu încearcă, ei nu pot pierde că nu-și oferă oportunitatea să piardă și nu pot câștiga că de asemenea nu-și oferă oportunitatea să câștige. Domnul a folosit aceste oportunități și observați că folosindu-le a câștigat. Dacă ne uităm cu atenție la Avram, observăm că Avram a mers prin credință și când îl întreabă fiul său, tată, unde este mielul de jertfă? Văd lemnele, văd cuțitul, eu am fost de multe ori cu tine să aduc jertfă. Întotdeauna tu ai fost un om organizat și ai luat toate elementele de care ai nevoie. De data asta îți lipsește mielul. Tatăl, neștiind ce să spună, se bazează pe Dumnezeu și spune niște cuvinte pe care dacă Dumnezeu nu le-ar fi onorat, s-ar fi făcut de rușine. A mers pe mâna lui Dumnezeu, bazându-se pe faptul că Dumnezeu se ține de cuvânt și a spus, fiule, Dumnezeu va purta de grijă. Și Scriptura ne spune în Genesa, în capitolul 22, versetul 13, că în momentul în care Dumnezeu i-a vorbit din cer și a spus, Avrame, oprește-te, nu omorâ copilul, Biblia ne spune că Avram și-a ridicat ochii și a văzut. Aici Domnul și-a ridicat ochii și a văzut două corăbii. Atunci Avram și-a ridicat ochii și a văzut un berbece care își încurcase coarnele într-un tufiș. Și numai bine că a avut un miel de jertfă, un berbece pentru jertfă și în felul acesta s-a ținut de cuvânt față de fiul său atunci când a promis că Domnul va purta de grijă. Frații mei, Dumnezeu ne pregătește oportunitățile, trebuie numai să ne încredem în ele, să ne asumăm riscul. Dacă Dumnezeu ar uita de noi, ne-am face de rușine. Suntem oameni care folosim oportunitățile pe care le primim? Fraților, avem între noi oameni care pot predica. Sunt oportunități pentru lărgirea împărăției. Dumneavoastră știți că Petru ne spune să așteptăm și să grăbim venirea zilei lui Dumnezeu. Cum anume grăbim noi venirea zilei lui Dumnezeu? Nu câștigând suflete ca să se împlinească numărul celor aleși? Ba da, avem proiecte care costă bani pentru a trimite predici la televizor. Acum când am fost și anul acesta am fost impresionat. Fraților, sute de oameni într-un loc vin să ne spună despre emisiunea aceasta. Mie, eu cu oarecare jenă vă vorbesc pentru că sunt implicat în asta, dar pentru că eu știu despre asta, trec peste jena aceasta și vă spun, nici nu vă imaginați, mii și mii de oameni în călătoria aceasta din România mi-au vorbit de emisiunea pe care noi o facem. Și unii dintre ei au venit de la sute de kilometri să ia parte la o evangelizare doar pentru faptul că s-au asociat cu emisiunea aceasta la care se uită de ani de zile.
Este o lucrare glorioasă pentru slava Stăpânului. Este o oportunitate a bisericii noastre. Pentru că noi suntem mai mulți, efortul e suportabil, mă refer la efortul financiar. Dacă eram doar o familie, n-am fi putut să facem efortul ăsta financiar. Dar pentru că suntem mai mulți, e digerabil, e cu putință, e posibil. Este o oportunitate pe care Domnul ne-o dă nouă. Cum să ratăm oportunitatea asta? Ne-am face vinovați față de stăpân, că ne stăm putință să lărgim împărăția și din anumite motive, evident, firești, ratăm oportunitățile acestea. Mai mult de atât, Domnul nu folosește doar discernământul și oportunitățile. Domnul folosește experiența. A cui? A lui Petru. Observați ce spune Petru. În experiența aceasta în care îl implică Domnul Iisus Hristos, el își recunoaște păcătoșenia. Credeți că i-a fost ușor lui Petru de față cu ceilalți pescari? Care erau ceilalți pescari? Era fratele său și erau verișorii lui, al verișorii lor. Foarte probabil că erau rudenii. Ei bine, el în prezența lor și a altora care erau acolo, el îi spune Domnului Iisus: Doamne, m-a implicat într-un miracol, într-o minune. Experiența asta supranaturală mă face să mă simt un gunoi de om. Doamne, pleacă de la mine că nu merit să fiu o parte la arătarea slavei lui Dumnezeu. Omul acesta are puterea să recunoască că el nu merită. Domnul folosește această experiență ca să-l cheme. Vreau să fac o mică paranteză și să insist, fraților. Aspectul asupra căruia vreau să insist este faptul că atunci când Domnul cheamă un om, îl cheamă într-un eveniment care îi rămâne în minte, în memorie, ca să nu renunțe și evenimentul acesta să fie un început al lucrării lui pentru Dumnezeu. Și observați ce se întâmplă. Petru se duce să prindă pește o noapte întreagă, era un profesionist și nu prinde nimic, nici el, nici ceilalți trei tovarăși ai lui, fratele lui și fiii lui Zebedei. Și se întorc plouați de dimineață ca niște specialiști care nu mai reușesc să facă nici treabă de începător. Și Domnul vine și le spune: aruncați mreaja din nou. Și ei spun: nu, n-are rost. Și Domnul spune: fă ce-ți spun, pescarule. Și probabil că s-a gândit Petru: învățătorule, tu îi pricepe tu la Biblie, dar asta nu înseamnă că te pricep la pește. Dar Petru ascultă și când aruncă plasa, se umple așa de tare de pești, încât aproape că stă să se rupă. Petru înțelege că e un miracol, înțelege că e degetul lui Dumnezeu acolo. Și pur și simplu spune: Doamne, m-ai implicat într-o minune, nu merit eu să mă implici într-o astfel de minune, înțeleg că aici este ceva supranatural, Doamne, pleacă de la mine că mă simt păcătos să mă implici pe mine în treaba asta. Și atunci Domnul îi spune: știi ce? De astăzi înainte vei deveni pescar de oameni. Când Domnul cheamă un om, îl cheamă într-o circumstanță miraculoasă, pentru ca această circumstanță să rămână în memoria lui ca un semn, ca un simbol al chemării pe care să nu-l mai uite. Că dacă te întreabă Dumnezeu: când te-a chemat? Am fost în Mozambic cu frații George și Daniel în luna martie și am vizitat mai multe familii cărora le-am dus ajutor. Am vizitat o soră de-a noastră care era o femeie văduvă cu niște copii rămași fără tată, soțul ei murise, și am întrebat-o pe femeia aceasta: câți ani ai? Și a spus: nu știu. Cum te cheamă? Aproape că nu știa cum o cheamă. Unde-s copiii tăi? Nu știu, în pădure. Mozambicul e tot o pădure, e o junglă. Nu știa. N-avea un reper. Ei, atunci când Dumnezeu te cheamă și nu știi când te-a chemat, e ca și cum te-aș întreba în ce an te-ai născut. Nu știu. N-ai de ce să te agăți, n-ai un început pe care să-l aniversezi, de care să-ți aduci aminte și să spui: Doamne, îți mulțumesc că a mai trecut un an. Ei, observați că Petru are un început al chemării lui și începutul acesta este un eveniment miraculos. El întotdeauna își va aduce aminte: când Domnul m-a chemat pe mine, m-a chemat în mijlocul unui miracol, m-a chemat pe fondul unei minuni, m-a chemat în contextul unui supranatural. Domnul folosește experiența miraculoasă ca să marcheze debutul, începutul slujirii la patru dintre cei mai proeminenți ucenici ai lui. Apoi Domnul folosește persoasiunea.
A fi persuasiv înseamnă a avea capacitatea să intri în inima omului. A fi influent, a fi convingător. Și observați că Domnul Iisus Hristos este foarte influent, El este foarte convingător. Însă această calitate a Domnului de a fi convingător se manifestă pe fondul amabilității, al manierelor. Pe mine asta pur și simplu m-a frânt în interiorul meu. Se duce Hristos la Petru și Biblia spune că l-a rugat frumos să depărteze corabia. Extraordinar. Hristos Dumnezeu vine la un om ca mine și spune: Luigi, te rog. Pe malul Mării Galilei, pe același mal de apă, îi întâlnește mai târziu după înviere pe ucenici. Și știți ce le spune când se întâlnește cu el? El îi salută primul și le spune: pace. Să mă iertați. Pace. Vi se întâmplă să treceți pe lângă cineva așa? Vi se întâmplă? Să nu mai faceți asta, e urât. Foarte urât. Să spuneți pace. Să vă uitați la oameni și să le spuneți pace. E frumos să faceți așa. Dați valoare la omul ăla. Îi dați atenție, îi dați respect. Recunoașteți că e și el un om ca voi. Este imposibil să treci pe lângă o ființă umană și să te faci că plouă. Nu, nu-i voie. Hristos Dumnezeu spune pace. Noi trebuie să ne asemănăm cu el în toate lucrurile. Trebuie să avem omenie, trebuie să avem maniere, trebuie să avem politețe. Trebuie să fim niște oameni bine crescuți. Este cea mai elementară formă de bună creștere și de maniere în viața unui om să spună bună ziua. Bună ziua. Hristos salută. Pur și simplu când am văzut asta în Scriptură, am rămas surprins la maxim. Mai mult de atât, Domnul se duce la Petru și îi spune: te rog frumos. Extraordinar. Și Dumnezeu știe să spună te rog frumos. Și Dumnezeu folosește manierele. Vi se întâmplă să nu spuneți te rog frumos? Și așa, du-te încolo. Dar de ce să mă ducă, vrei tu? Nu poți să spui te rog frumos. Nu poți să spui mulțumesc. Oamenii ai lui Dumnezeu, v-ați întreba vreodată dacă Scriptura încurajează manierele? Da, le încurajează. Ne încurajează să salutăm, să spunem te rog frumos și să spunem mulțumim. Aceasta este dovadă de omenie. Trăim între oameni, nu suntem singuri pe planeta asta. Nu suntem singuri pe planeta asta, mai sunt 7 miliarde. Când ne întâlnim cu ei trebuie să le spunem bună ziua, te rog frumos și mulțumesc. Acestea de fapt sunt pentru copii mici, nu pentru oameni mari. Domnul Iisus Hristos este manierat. El prin atitudinea lui își face loc în inima oamenilor. E plăcut, se face plăcut, se face drăguț, se face ușor de discutat cu el. El nu e o persoană complicată, nu e o persoană cu care trebuie să faci efort să stai. El e dulce, el e frumos, el e cel mai frumos dintre oameni. Cu un astfel de om mergi la vale, mergi la deal, e plăcută compania lui, nu este greoaie, complicată și dificilă. Primul lucru pe care am vrut să surprind este faptul că Mântuitorul folosește orice împrejurare. Folosește adversitățile vieții și folosește oportunitățile vieții. Fraților, nu folosiți numai oportunitățile, pentru că uneori nu există. Folosiți și adversitățile. Nu-mi stă frumos să vă dau exemple din călătoria pe care am făcut-o. Eu nu fac asta niciodată. Vreau numai să vă spun că uneori avem parte de adversități. Uneori n-avem bani, uneori n-avem mâncare. Uneori nu avem un loc unde să ne schimbăm. Uneori suntem atât de obosiți încât din 10 cuvinte care le scoatem, 5 sunt agramate, îmbinate greșit în frază. Însă orice adversitate, ca orice oportunitate, trebuie folosite pentru gloria Domnului. Hristos a folosit și oportunitățile, a folosit și adversitățile, dificultățile, crizele vieții. Nu te lăsa opri de adversități. Nu fi o persoană de catifea care te duci să faci un lucru numai dacă ai oportunități. Du-te oricând, du-te în numele Domnului. Hristos a confruntat în grădină cu o adversitate. Atât de mare a fost adversitatea încât a spus: Tată, nu mă duc, nu pot să mă duc, găsește o altă soluție. Dar dacă totuși
Nu vrei să găsești o altă soluție, facă-se voia ta, beau paharul, mă duc. Și s-a dus, s-a dus în adversitate, s-a dus în criză, s-a dus în greu, s-a dus în barieră, dar s-a dus. Nu i-a fost ușor, nu s-a dus în oportunitate. Frați și surori, noi trebuie să folosim Evanghelia lui Dumnezeu, să predicăm Evanghelia lui Dumnezeu, să apărăm Evanghelia lui Dumnezeu, indiferent de condițiile în care suntem. Oamenii care au avut cel mai mare succes în lumea asta și care au marcat istoria creștină prin slujirea lor, au folosit adversitățile. Cineva îmi povestea, un misionar, că a trebuit să mănânce un șobolan ca un test al unui trib la care s-a dus și mâncau șobolani. E puțin cam delicat exemplu, îmi cer scuze. S-a dus la un trib mai mic care mâncau șobolani și a vrut să vadă dacă misionarul solidarizează cu ei. Și i-a spus, astăzi vreau să mănânci cu noi. Dacă mănânci cu noi, atunci vei fi de al nostru. Și i-a pus acolo șobolanul, nu știu cum a fost perpelit, cum a fost gătit. Și omul a întrebat, ce e asta? Și a spus, e un șobolan. Acum, eu m-am tot gândit dacă eu eram acolo, ce făceam. Cred că știu ce făceam, nu mâncam, sigur că nu mâncam. Însă el și-a dat seama că de gestul de a mânca sau nu depinde deschiderea inimii oamenilor. Și știți ce a făcut? L-a mâncat. Și a avut succes, a câștigat tribul ăla pentru Dumnezeu. Eu am observat că dacă mergi și predici Evanghelia într-o altă etnie, într-un alt popor, poporul acela, dacă te identifici cu el, își deschide inima pentru Evanghelie. Dar dacă ești așa simandicos și te ții departe de el, ție îți trebuie condiții de gală și ei nu le au, atunci ei se simt că au un șef deasupra lor, n-au pe cineva care simte cu ei. Dar dacă îi pupi, dacă îi iei în brațe, dacă te faci ca ei, își deschide inima. Și am fost și am predicat în România la într-o biserică de genul ăsta și la sfârșit fratele păstor s-a ridicat la amvon și a spus bisericii, o să facem cercetări, o să mergem în urma fratelui Luigi să vedem de unde se trage din români sau din că prea se potrivește cu noi. Acum, nu știu la ce s-a referit când a spus lucrul ăsta, dar ceea ce vreau să vă spun este că atunci când mergem să predicăm Evanghelia unor oameni, trebuie să trecem de orice adversitate și trebuie să avem acest imperativ. Trebuie să-i cucerim pe oamenii ăștia, trebuie să ne asemănăm cu ei, trebuie să fim ca ei, trebuie să-i cucerim pentru Evanghelia Domnului. Altfel, mai bine să ne vedem de treabă. Hristos a folosit orice oportunitate și adversitate. El a făcut totul pentru împărăția lui Dumnezeu. Al doilea lucru pe care vreau să-l surprind este faptul că Mântuitorul cere totul lui Petru. Merge la Petru și îl găsește dezamăgit în urma unui insucces profesional și îi cere corabia. Dacă cineva mie mi-ar lua Biblia, mi-ar lua obiectul muncii. Cu ce să vin să predic la amvon? Cu cartea de cântări? Am nevoie de Biblie pentru ca să citesc din ea și să dau referințe. Ei, lui Petru i-a luat corabia, luându-i corabia i-a luat năvodul. Omul acesta i-a dat obiectul muncii, i-a dat sculele lui, i-a dat tot ceea ce avea pentru ca să-și câștige existența. Domnul s-a dus la el și i-a spus, vreau corabia ta, poftim. O vreau cu năvod cu tot, poftim. Și vreau acum să o depărtez de la mal. Ai de gând să te duci acasă? Nu te duci acasă. Ai de gând să te duci să mănânci, să dormi? Nu te duci să mănânci și nu te duci să dormi. Stai aici cu mine. Știu că n-ai dormit toată noaptea, dar nu mă interesează. Stai aici cu mine. Știu că ți-ai spălat sculele de pescuit, instrumentele, dar nu-i nicio problemă. Totul devine al meu. Îmi dai mie toate lucrurile, astăzi am nevoie de ele. Și Petru spune, poftim. Când Domnul vine, El îți cere ceea ce ai. El nu îți cere ceea ce nu ai, dar îți cere tot ceea ce ai. Uneori are nevoie, alteori vrea doar să încerce, să vadă dacă ești pregătit să-L slujești pe El. Uneori îți cere timpul, alteori îți cere banii, uneori îți cere prietenia, uneori îți cere lucruri grele, alteori lucruri ușoare. Domnul i-a cerut lui Petru totul, îi cere corabia, îi cere timpul, îi cere să revină la lucru după o noapte de lucru, îi cere interes pentru învățarea oamenilor, îi cere renunțarea la somn, renunțarea la mâncare și îi cere prelungirea orelor de lucru. Și Petru nu zice nimic, pur și simplu stă la dispoziția Domnului. Domnul folosește corabia unui om obișnuit, unui om sărac, ca să câștige sufletele oamenilor care urmau să devină mântuiți.
Ce legătură este între mântuirea oamenilor și o corabie? Nicio legătură. Și totuși, în situația aceasta, Domnul face o legătură între mântuirea oamenilor și tot ceea ce avem noi. Fraților, tot ceea ce noi dedicăm Domnului are legătură cu mântuirea oamenilor, are legătură cu progresul împărăției lui Dumnezeu. Dumneavoastră știți că nu se poate fără bani, nu se poate fără rugăciune, nu se poate fără daruri, nu se poate fără oameni, nu se poate fără mașini. Am fost anul acesta în România și un om de acolo mi-a spus, uite, asta este mașina mea, ți-o dau ție pentru o lună de zile, folosește-o după nevoia ta. Am făcut, nu mai știu, câteva mii bune de kilometri, că de multe ori m-am tot învârtit prin toată țara. Mașina la omul ăla s-a uzat, s-a pus o grămadă de kilometri pe ea, uneori am mers mai tare, alteori am mers prin gropi, tot timpul a fost plină de valize, de geamantane. Omul ăla n-a câștigat nimic, dar el în mintea lui a crezut că ceea ce face este implicarea lui în această lucrare. Probabil că s-a simțit bucuros că a putut să facă asta, că alt interes n-a avut decât ceva în legătură cu Dumnezeu. A fost între el și Dumnezeu. Frații mei, cel mai mic lucru pe care îl poate face unul dintre noi este necesar în lucrarea lui Dumnezeu. Să găzduiești un om într-o noapte este important. Toți oamenii dorm undeva noaptea. Când pleci de acasă, trebuie să dormi undeva. Când pleci de acasă, ai nevoie de mașină, ai nevoie de ajutor, ai nevoie de înțelegere, ai nevoie de tot felul de lucruri. În împărăția lui Dumnezeu, în lucrarea lui Dumnezeu este nevoie de orice efort pe care cineva îl poate face, inclusiv de o corabie, inclusiv de un cal, inclusiv de o mașină, inclusiv de un autobuz. Al treilea lucru pe care vreau să-l surprind este că Mântuitorul cere totul în cel mai nepotrivit moment. Dacă s-ar fi dus la Petru după o noapte de somn, Petru se scula dimineața și era dispus. Probabil că fluiera, zâmbea și Domnul găsea pe dreptul, nu pe stângul. Dar vine la el dimineața după o noapte nedormită. Nu era un timp bun pentru Petru să mai facă ceva. Și totuși Petru face tot ceea ce îi cere Domnul. De ce? Asta trădează respect pentru învățătorul și dedicare pentru el. Încă ceva, Mântuitorul face minunea în contextul profesional al lui Petru. Observați că Domnul nu-i spune te voi face agricultor de oameni. Că Petru nu era agricultor, Petru era pescar și Domnul surprinde profesia lui și în profesia aceasta a lui face schimbarea. Domnul nu te va pune să faci ce nu știi, să nu te temi. Eu nu mă tem că Domnul mă va pune să cânt undeva. E adevărat că am cântat mai de demult când m-am pocăit că nu știam la vremea aia că nu știu să cânt și n-avea cine să cânte. Am aflat între timp că nu știu să cânt, am aflat între timp că s-au mai pocăit oameni pe lângă mine și au început ei să cânte și prin comparație mi-am dat seama că e bine să nu mai fac asta niciodată. Dar acum n-am nicio frică că Domnul mă va pune pe unde merg să cânt. Nu cred că sunt chemat la lucrul acesta. Domnul știe la ce te cheamă. Atunci când te cheamă, are nevoie de fiecare persoană. Un ultim lucru pe care vreau să-l surprind este că minunea făcută de Mântuitorul are condiția credinței. Observați că în Cana credința era următoarea: umpleți vasele cu apă. Dar ce nevoie avem noi să umplem vasele cu apă? Noi avem nevoie de vin. Oamenii aceia au ascultat și au umplut vasele cu apă. Aici, în contextul acesta, este altceva. Depărtează corabia și acum aruncă mrejile. Știți ce spune Petru? N-are rost. Și apoi zice așa: la cuvântul tău voi arunca. Acum fac o mică paralelă și închei, că s-a expirat timpul. Noi oamenii căutăm semne toată ziua și punem semne. Am auzit pe cineva în România care îmi vorbea că vrea să se însoare. Și l-am întrebat, a întrebat pe Domnul și mi-a zis da, cum? Zice, păi uite, m-am rugat și am zis așa: Doamne, dacă în următoarele 5 minute sună telefonul, înseamnă că e a mea, asta este. Dacă nu sună telefonul, nu-i de la tine. Și am zis, mă copile, mă, tu nu de la Domnul ceri semne, tu ceri semne de la Cosmotel, de la Orange, de la T-Mobile, tu nu de la Dumnezeu ceri semne. Ce legătură are Dumnezeu cu telefonul tău? Să pui astfel de semne demonstrează ce ai în cap, ce fel de om ești. Observați că Petru nu-i spune Domnului: Doamne, fă un semn ca să arunc mreaja. Domnul spune așa: la cuvântul tău arunc mreaja. Dacă ai cuvântul lui Dumnezeu, ești sigur pe el. Dacă se potrivește în contextul în care ești, asta nu desfințează nevoia de a cere un semn în anumite situații.
Vreau doar să spun că în situația în care a fost Petru, a fost suficient să fie un cuvânt de la Dumnezeu. Frați și surori, multe lucruri s-ar putea spune pe marginea oricărui alt text din Scriptură, însă ceea ce am vrut să surprind în această seară a fost următorul lucru. Dumnezeu se folosește de trecutul nostru ca să folosească viitorul nostru. Dumnezeu clădește pe experiența noastră din trecut. Unul se pricepe la un lucru și Dumnezeu redirecționează ceea ce se pricepe el înspre împărăția sa și îi dă o altă direcție ca să slujească. De pildă, cine se pricepe la computere în viața lui profesională va deveni foarte folositor în biserică. Cine se pricepe la reparat nu știu ce, la recondiționat clădiri, este foarte potrivit în biserică. Cine se pricepe să vorbească sau să cânte, să ia o decizie, să se uite la o clădire sau să facă orice altceva, este foarte potrivit în biserică. Oricare dintre noi suntem chemați aici ca să fim folosiți de Domnul în baza experienței de viață profesională, de familie, intelectuală, socială sau de altă natură pe care am avut-o până astăzi. Fiecare dintre noi suntem prețuiți în ochii lui Dumnezeu. S-ar putea să nu ne prețuiască cei din jurul nostru, mai ales atunci când îmbătrânim și când nu mai dăm randamentul pe care îl dăteam în tinerețe, când se împiedicau toți de noi. Adică când depindeau toți de noi, acum se împiedică toți de noi. Ei, ceea ce am vrut să spun în această seară este că Dumnezeu ne cheamă și vrea să clădească pe experiența noastră de până acum. Vrea să ne facă o chemare în mijlocul unui miracol pe care s-o ține minte. Vrea să ne spună că suntem potriviți pentru lucrare și vrea să ne spună că vrea să facă lucruri mari cu noi. Aceasta este chemarea noastră, să o manifestăm pe fondul oportunităților și pe fondul adversităților. Aș vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu și fiecare dintre noi, înainte să plecăm, dragii mei, să ne întrebăm înaintea Domnului, să-L întrebăm pe Domnul: Doamne, vreau să am liniștea că sunt în voia Ta. Vreau să am liniștea că ceea ce fac, fac la chemarea Ta. Doamne, dă-mi darurile de care am nevoie, deschide-mi noi oportunități, arată-mi, învață-mă, dă-mi un cuvânt și la cuvântul Tău să fac ceea ce să fac. Frații mei, nu vă permite să trăiți în confuzie, fără să știți de unde veniți și unde mergeți. Căutați voia lui Dumnezeu, cereți de la Domnul cuvinte, semne, care să vă dea siguranța că sunteți pe drumul cel bun, să vă dea resurse, împuterniciri, în care să deveniți eficienți pentru împărăția lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm și cu rugăciunea aceasta să încheiem slujba divină din această seară. Să ne rugăm cu toții Domnului.